Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Rainbow Six Siege. Aici jucăm iarăși de casual. Cred că am să joc casual până când consider că o să mă descurc la jocul ăsta, încât să zic, bă, hai să dăm un rank sau ceva. Da, data asta jucăm pe o hartă care a sosit, cred că de la începutul jocului sau ceva genul. Da, în loc. Citeam aici când scrie Season Pass sau ceva. Sincer, nu știu ce să mă joc aici. Nu joc ăsta. Ce? E Hostage? Clar, nu joc ăsta. Ultima când am jucat Fuse și am jucat pe Hostage, lucrurile n-au mers foarte bine pentru echipa mea. Ținem cont că l-am omorât pe Hostage. Da, eu am prost obicei să îmi omor ostaticii, indiferent pe ce parte sunt, pe ce chestii genul ăsta. Nu vreau să fac chestii genul ăsta. Please don't fuse the hostage. Da, uite, asta vorbeam și eu. Please don't fuse the hostage. Asta se poate întâmpla foarte, foarte ușor. Oricine care joacă fuse. Sincer, câți dintre voi nu ați bombardat-o staticul? Sau câți dintre voi nu v-ați bombardat propria echipă cu fuse? Pentru că, credeți-mă, s-au întâmplat de toate tipurile de accidente. De când joc eu Rainbow Six Siege, cred că le-am întâlnit pe toate. Așa. Staticul e sus rău de tot. N-au mute sau ceva, cred că. Dar au gazul, au banditul. Ok. Deci au staticul, au gaz. Da. Nu știu ce e ăla cu plasa. Ăla cu plasa s-ar putea să fie o problemă. Bosulică! Hai, ușurel! Nu știu dacă cea mai deșteaptă chestie, aș vrea să mor prin altă parte. Mamă, vin Thermite pe acolo. Băi, cu EMP, bă, boss! A luat ăla sniperul, e băia bun. Care era? Oare era V-ul? Ok. Ah! Ok. Wow. Nu e ușă pe acolo. No, toți sunt acolo, frate. E în spate! What the fuck? Bă, și doar l-am văzut, am căs chiar al meu care tropă e în spate. Bă, trăiți arneamă. What? LOL? De serios, am crezut că e al nostru ăla care tropăia. Serios acum, l-ați văzut și voi, era ăla în spate. Și pentru că era la în spate, am zis, mă, fie aia mea acolo care tropăie și am ignorat aia, după aia am auzit fumul, dar am zis, bă, fie. Hai să vedem, hai să încercăm iarăși cu mute. Băi, ce panorama a fost acolo, incredibil. Hai să vedem acum cum reușesc să apărăm, deci trebuie să mă duc repede să pun toate bâzdăgănile alea. O, a ieșit ăla de la ei, a ieșit unul de la ei, clar, nu suportă înfrângerea. În jocul ăsta. Avem castle, avem bandit, avem capcan, avem puls. Să am grijă cu mute-urile alea unde le pun. Ok, clar vreau să pun aici una. Ce scările sunt primele locuri unde trebuie să mă ocup să nu urce cu dronele. Dacă am pus astea aici, am rezolvat. Jammer 5 vs 3, au ieșit 2, vă că. A, flori.
Păi n-o să mai fie meci mișto dacă ies ăștia. Trebuie să pun aici unul, hai să zicem aici. Atât. What the hell? Hai spune și aici. Fapt, nu, lasă, nu. Aici. Aici nu, nu se sparge. Că n-are rost să pun acolo. Că dacă pun aici e... A, flori, serios? Pun așa. Dai oare dacă... Că cad noi din ăla. Unde, mă? Fai, deci lumina aia mă rupe. Am un de ăla cu sniper. Nu știu, a pus-o jos, e bine. Shit, stai așa. N-aș vrea că scoate sunet băngăria aia. Stai liniștit, boss, te apăr eu, da. A, acolo am pus-o. Gher la ăla, mă. A, ok. Iarăși un match în care eu fac foarte multe. Ei, mă, unde era asta? Mamă, erau jos ăia. Lol. Uaaa, ce l-a ciurit la cap. Mamă, nu știu cum l-a nimerit în felul ăsta. Ok, suntem în atac, băieți, hai să salvăm o state cu ăla. Ok. Sincer, nici nu știu. No, să iau tot ăsta, îmi place să am, să am rezistență, pentru că dacă pățesc ca tura trecută, ca în prima rundă, când am intrat în match, probabil o să fie altă treabă. Bă, dar ăștia dar aici cu ei nu e corect, de ce? Stai să ne jucăm panoramelor până când facem tot. Aaaa, cum mai contați? Să iar o situație de 2 versus, de 5 versus 3. Asta e nasol la jocul ăsta, pentru că dacă ies... Oh. Really, dude? Not fair. Asta e nasol așa, sincer. E nasol că se întâmplă măgării de-astea. Hmm. Oare s-a blocat jocul? Nu cred. Că pare tot să fie ok. Hmm. Rip game ceva? Sau cred că ei trebuie să aleagă ceva. Dar aici are problemă jocul, mi se pare că am întâlnit problema asta mereu. Când iese mai mulți oameni, e o treabă nasoală. Bă, dar e nasoală aici. Ok, am murit odată. Și prefera să nu mor totuși acolo. Bă, dar ce nașpa am putut acolo. Deci dacă stăteam cu fața la scări, treaba asta era de 100 de ori. Reușeam să iau și o kill acolo. A, flori, fine. Alai, bă! Da, mă, să scanez o staticul. What the fuck? 10 seconds to insertion. Ce-mi place să-l scanez. 5 seconds to go. Ok, deci au Valkyr, cred că se cheamă ăla. Și cu capcan. Asta e interesant. Oh, deci acolo e cameră. Nu acolo. Holy shit, mai ușor tanti. Aia și care dă spargeri. Până-a luat-o, frate.
Aha! Scoate capul! Holy shit, suntem 2 vs 3? Stai așa. Stai că arunc acu' de-aia. O mamă. Friendly, last operator standing. Oh, vai. Du-te cu aia, am tras în el! Ah, mai tras să mai prind una. Tras fi tras cu shield-ul în față, frate. Nu tras fi dacă e dreapta. Mi-a trebuit precizie. Asta a fost prostia. Far. Fa, de ce am pus shield-ul? Oh my god. Nici nu vreau să mă gândesc. Fa, mă, faceți-o că n-ați văzut asta, ok? Oh, impact grenade, asta e nou. God. Cum am putut să... De tras fi tras direct. Vai că de prost am tras. Eu nu vreau să... Sper că n-ați văzut măgăria asta. Puneți-vă mâna la ochi. Vreau să-mi scrieți în comentarii că v-ați pus mâna la ochi și că n-ați văzut nimic, ok? Mă simt mai bine după aia. Ok. Deci dacă intră pe acolo, eu am să pregătesc asta. Hai să punem și aici. Stai, de ce pun aici? Că asta oricum n-ai cum să pui ceva la ea. De unde e o statică, de fapt, aici? Poți pui aici ceva? Nu poți să pui nimic aici. Frate, n-ai unde să pui ceva, pereți, chestia asta pun aici să nu bombardeze ăștia. E degeaba, mă, pun chestia degeaba. Fai cât de expuls suntem aici. Hai, n-ai spune-mă aici. Stai dacă distrug aia și-mi iau în gură. Stai dacă distrug aia la ușă. Hidden hostage. Hidden hostage my ass, bro. Mamă, să-mi puște o static cu ce mă ajute. Bă, Dorel, ai făcut gaură. Stai așa, bobiță! Așa. Stai să mă dau așa cum vede la geam. Și afară unul, cum am zis. Hai odată! E unde afară? Cum i-auzi din două direcții așa nasol? O, aruncat ceva. Be advised, Op 4 has visual on the hostage.
Așa, să am vizuală pe acela, state. Ah! Fumă, mă! Ai, mă, du-te! Da, mă, că noi stăm cu capul în jos. Dracu, bă. Mai e la viu? Asta ce face? Doarme? Ce face ăsta, frate? Vai, deci cât de prost am tu jucat meciul ăsta. N-am făcut nici măcar un kill. Am făcut puncte, totuși. Mission failed. All friendlies were eliminated. A, de la te vede prin perete oricum. Da, boss, mă scuzi. Pe colțul ăla sigur mai văd de ceva. Ok, hai să luăm runda asta, trebuie să câștigăm, e grea. E grea treaba asta. Ok, am să joc tot cu ăsta, că am nevoie de shield și de protecție, pentru că pana mea așa joc eu. Dar dacă n-ar mai face băieții ăștia mei rush, deci nu și-a făcut rush de două ori și s-a dus pe naiba totul. Enervant. Enervant, frate, enervant rău de tot. Hai că suntem 4 versus 3, o să fie o treabă nasoală. Ok, sigur e tot la etaj. Dacă e în BC e altă treabă, dar dacă e la etaj, mamă. Mamă, și acum iară să aud comentarii la voi. Oh my god, Bob, ești groaznic! Ești oribil! Horrible! Dacă ar exista definiția oribilului, ar avea numele tău ca exemplu. Ok, stai așa. Să fie sus. Aha. Ce-a un capcan, au un bandit. E sus treaba. Sus, dar unde? Unde e camera asta? Dacă vreau să văd și eu o cameră de aia. De filmare. Nu e camera. A găsit? Nice. Ho ho! Nu încerca, mă, să tragi! Căcat! Fuck, și shield-ul ăsta nu rezistă mult. Bobiță, că ți-am tras în cap! Bă, dar nu i-am dat niciun pic de damage, mă! Du-te, mă! Ai, era ăsta de jos, mă! Du-te, mă, bă, i-am dat în cap lui ăla, bă! Ai, lău, ce-am pierdut noi match-ul ăsta, vai, cât de prost pot să joc! Nu, oricum nu-i nimeni aici! Mă, ce intră ăsta? Nu știu ce s-a întâmplat de ăsta așa. O, vai! Mai e unul, mai e unul, mai e unul, mai e unul! Uuuu! Carious! Asta ne cară. Nu, nu e acolo, nu e acolo. Thank you.
Uite-l! E-n dreapta! Oh, cum știu oamenii să folosească de colțuri, de chestii. Băi, îl aud sus, mă. Mamă! Mamă, sunt cărat, frate. Am fost cărat la meciul ăsta, incredibil. Da. Bă, bun, mai sugem și noi la jocul ăsta, ce pot să zic. What the fuck? Am fost cărat, frate. Nu, am fost cărat aici, faza asta. Trebuie să mă obișnuiesc mai tare cu ăla, cu buzdăganul, cu pistolul. N-aș pe aici că mori așa de repede, știi, și trebuie să reacționezi rapid. Dacă n-ai tras repede, te-ai dus pe shawarma. Da, mă, bun, cam asta e tot pentru acest video cu Rainbow Six Siege. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri genul acesta, tot ce vă rog e să apăsați pe acel buton de like. Iar aici a fost Bob și ne vedem data viitoare. Pa, pa!